CFR Timișoara s-a impus cu scorul de 2-1 la Odorheiu Secuiesc, acolo unde a întâlnit a treia clasată. Formația timișoriană contabilizează 40 de puncte și nu poate cădea mai jos de locul secund, cu două etape rămase de disputat din sezonul regular. La pauză, tabela a indicat 1-1, însă pe finalul meciului, feroviarii au făcut diferența în urma unui contraatac. În ultimele două etape, CFR va disputa un joc acasă cu Sepsi, urmând să se deplaseze la prima clasată United Galați. Între timp, între buturile echipei harghitene ar veni Robert Farcaș. Și gol! CFR Timișoara cu 24 de secunde înainte de finalul meciului. Timișorenii izbutesc să marcheze printr-un alt brazilian, Wellington.